Scandal de zile mari la Pitești, în autobuz, doi bărbați, tată și fiu, au luat la bătaie un pasager. Mai mult, după ce au fost dați jos de șofer, bătăușii au urmărit mașina și când omul a coborât, i-au împărțit din nou pumni și picioare. Victima a căzut și șoferul altei mașini, care a încercat să aplaneze conflictul. Cei doi indivizi sunt acum cercetați de poliție. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul a fost surprins de camera de supraveghere din autobuz. Doi bărbați îl lovesc pe unul dintre călători. Omul susține că indivizii ar fi vrut să-i fure din buzunare. Le-a făcut observații, iar cei doi au sărit la bătaie. Nu m-am așteptat. Mi-a tras un pumn, i-am tras și un pumn și de atunci a început tot vacarmul. Au mai sărit încă doi înși care erau cu el. Am ripostat și eu, bineînțeles. Și au sărit și ceilalți doi, adică taică-soț, și m-a lovit cu ceva, cu un obiect în frunte, dar doar capul, m-am trezit cu sângele pe față. Ceilalți călători au privit impasibil ce se întâmplă. Nimeni nu a catadexit să intervină. Șoferul însă a oprit autobuzul. A solicitat în repetate rânduri celor doi agresori să coboare din autobuz. Aceștia au coborât cu chiu cu vai din autobuz, dar ce vreau să menționez foarte clar, faptul că niciun cetățean din autobuz nu a intervenit în sprijinul cetățeanului agresat. Conflictul avea să continue însă și pe stradă. Victima a mai mers câteva stații cu autobuzul. Nu a fost însă singur. Omul a fost urmărit. Au apărut de mine, nu știu unde au apărut. Că a venit celălalt, primul care m-a lovit și a vrut să mă lovească. Și atunci l-am lovit și eu pe el. Deci m-a lovit el, l-am lovit eu. L-am trântit pe jos, a venit taxul să mă lovească pe mine tot cu același obiect contundent. Norocul bărbatului a fost un șofer care a oprit și a intervenit în scandal. Furios, unul dintre cei doi bătăuși care urmărise autobuzul împreună cu toată familia a vrut să se răzbune. I-a strigat nevestii să-i dea cuțit și a venit cu un cuțit mare și a vrut să-l taie pe băiatul ăsta. Băiatul a fugit în curte, într-o curte acolo. Au fost reținuți, iar procurorii au cerut să fie arestați preventiv. Minorul a fost pus sub control judiciar, iar tatăl... Lui a fost prezentat în fața instanței de către parchet, iar față de situația acestuia nu a fost transmisă către polițiști argeșeni nicio obligație sau măsură preventivă. Acum bărbatul agresat se teme pentru viața sa, mai ales că bătăușii l-au amenințat cu moartea.